Ziua de 1 iunie va transforma Slatina într-un oraș al copiilor și al sărbătorii. Mai mici sau mai mari, copiii vor participa, ca în fiecare an, la concursurile organizate pe Splanadă și în Expo Park. Timp de câteva ore, de la ora 10 la ora 15, copiii vor avea parte de concursuri cu premii și distracții alături de personaje de poveste. Lor vor avea loc acțiuni și jocuri pentru copii, cum ar fi alergarea în saci, aruncatul la coș, coșul de basket, streetball, și alte asemenea acțiuni, puzzle, desene pe asfalt, desene pe față sau face painting, desene pe hârtie și alte câteva jocuri special pentru copii. De ziua lor, copiii vor participa și la concursul Iepurașul te premiază, ce a fost amânat până acum din diverse motive. Cu acest prilej am inclus în acțiunile de 1 iunie și acțiunea denumită Iepurașul te premiază. După cum știm, aceasta a trebuit amânată în cursul lunii mai din cauza vremii nefavorabile. Pentru organizarea acestei petreceri, municipalitatea a alocat un buget în valoare de 40.000 de lei.